Bună dimineața! Nu știți voi, dar pe aici sună într-o veselie alarmele în cazul în care colegul de la cameră, de exemplu, ar adormi. Bună dimineața, Dane! Să stai treaz măcar până la ora 9. Acum că totul este aranjat, putem să ne simțim bine așa ca într-o zi de marți. Marți care este așa un fel de zi de luni, de fapt, pentru noi. Că este prima dată din săptămână când ne vedem și povestim diverse. De exemplu, că săptămâna trecută a fost la Sighișoara o expoziție pe care au organizat-o Ucu Bodiceanu și Anca Ancuța Lăcrămioara Chiș. Dar vorbim și despre expoziție pe care o pregătesc ei pentru această săptămână. Despre ce expoziție poate să fie vorba dacă vorbim de Ucu și de Ancuța. Desigur că sunt tot felul de poze de colecție sau reclame de colecție sau chestii de-astea de colecție, da, vechi, care arată cum era moda în diverse domenii în urmă cu mai mulți ani, 100, 200 sau, mă rog, ceva de genul acesta. Tot despre lucruri vechi o să povestim și în această ediție. Cei doi au pregătit lucruri interesante și pe mai departe. Ei tot lucrează, tot mereu lucrează la lucruri din astea din istorie pe care le aduc în prezent, astfel încât noi pe viitor, cine știe. Apropo de viitor și de trecut, legătura lor de multe ori se face mai ales prin intermediul modei, așa cum și-au coafurii. Dar cum era mai de mult moda în, nu știu, de exemplu, în 1970, oare când erau pantalonii aia trapez așa, evazați? Cum? Când știi? Dane, nu știi? Tu ai purtat când erai mai tânăr pantaloni de aia evazați, nu? În regie este cineva care a purtat pantaloni evazați? Trapezi? În regie e cineva care e treaz? Cine? Daniel? Daniel. Daniel Trincă, sigur, colegul de la Sunet, care ne dăm seama că a fost foarte pasionat de treaba asta, pantalonii evazați. Bun. Și ai văzut că undeva pe la sfârșitul anilor 90, dacă nu mă înșel, a revenit moda, ai văzut? Știi? Da, bun. Deci, e doar un exemplu. Sau cu coafurile, știi, într-o vreme, nu știu cum erau cu cârlion, pac, nu știu când iarăși a revenit. Sunt reveniri de astea cumva de... Să nu uiți! Cred că asta este de fapt principalul. Sau sunt într-o pană de idei creatorii ăștia de modă. Zic, băi, s-a inventat tot, ce să mai reinventăm? Hai să luăm din trecut și reajustăm puțin și iată, sunt creatorul unui nou trend. Ei, prostii, da? Mă rog, asta este, nu pot să mă pun eu chiar cu toată lumea. Apropo de lucrurile astea, de schimbarea, de aspect, de coafură, de îmbrăcăminte, tot am văzut pe internet, astăzi nu pot să arăt, dar într-una din edițiile viitoare poate o arăta. Chiar trecerea aceasta și iau, de exemplu, un individ sau o individă. Și, pe urmă, cum să zic, e așa de simpatic realizat clipul respectiv, omul rămâne pe loc și vin tot felul de spirituși care îl îmbracă. Odată îl îmbracă pentru moda anilor 1915, de exemplu. Bac, repede, după aceea vin și îl schimbă și îți arată cum era reprezentantul de la 1925. Iar repede îl schimbă și arată reprezentantul din punct de vedere a modei și a coafurii pentru 2035. Tot așa, până în 2005 era de obicei ultimul. Dar ba nu. Făceau și pentru 2015. Și într-adevăr, știi că așa cum îl schimba, ai impresia că nu poate să fie o mare diferență de la o perioadă la altă perioadă. E mare diferență. O să vedem într-una din edițiile următoare. Dacă reușesc pe mâine, poate îl pregătim pe mâine. Dacă nu, oricum, cândva o să-l urmărim. E chiar simpatic. Sunt două pe care le-am văzut. Un el și o ea. Cu moda aferentă fiecare dintre cele două bucăți de regn oman. Hai să vedem în clipele următoare dacă este pregătit colegul Ștefan, care în această dimineață este harnic ca un albinuț, nu știu, nu pot să zic Bondărel, că Bondărelul e mai... Na, nu e chiar ca Ștefan. Ștefan e ca o albinuță, dar la sex pe masculin. Deci albinuțul Ștefan, bună dimineața! Ce vezi ne aduce astăzi? Bună dimineața, Irina, bună dimineața, doamnelor și domnilor, și tu ești la fel ca o albinuță, suntem harnici de dimineață. Ei bine, vreau să vă spun în această zi minunată, început de zi excelent, să aveți în primul rând, doamnelor și domnilor, noi avem o știre pregătită despre niște cizme care au ajuns la Patarât, pentru romii de la Patarât. Vorbim de festivalul Glastonbury, care are loc pe un câmp, iar cum vremea în Anglia este cam ploioasă, publicul are nevoie
nevoie de cizme de cauciuc pentru a se putea plimba prin noroi. Ei bine, aceste cizme de cauciuc au fost abandonate de participanți, dar o asociație le-a adunat și le-a donat romilor de la Patarât. Evenimentul a devenit un subiect de știre și pentru postul de televiziune BBC. Care participă an de an la Glastonbury se feresc de noroi purtând cizme de cauciuc pe care le abandonează ulterior. O asociație din Anglia adună încălțările, le curăță și le donează în scopuri caritabile. Facem asta ca o colaborare din 2013, deci este al treilea an. Până astăzi am adunat și am distribuit 6.000 de perechi de cizme și sperăm ca și în acest an să adunăm 2.000 de perechi. Anul acesta, cizmele de cauciuc au ajuns în România, mai exact la rampa de gunoi de la Patarât. Să ai grijă de ele și cizmele să aibă grijă de picior și de tale, să nu te tai, să nu te uzi, să nu te murdărești la picioare. Ne bucurăm că am primit perechea de cizme, chiar aveam nevoie de ele. Ne pare bine că ne dăm. Mai vine cineva din când în când și se gândește la noi. Ne bucurăm tare că vine iarna, la avem să umplu. Bine, da, când ne aduce cineva. Cizmele vor fi încălțate de peste 1000 de romi care își fac viacul în jurul gropii de gunoi de la marginea Clujului. Da, colecție. Adică e ca și cum s-a dat startul cu Electric Castle, festivalul deja celebru, chiar dacă anul acesta a fost a treia ediție. Anul acesta, săraci organizatorii au făcut tot ce era de făcut așa din punct de vedere omenește, dar din punct de vedere meteorologic n-aveau de unde să chiar rezolve și cu ploaia sau neploaie. E bine, a venit oarecând joi, parcă joi și vineri. Au fost niște ploi destul de zdravene, iar cum pe acolo trebuia să circul pe pământ, hai că te-ai înglodat destul de mult. Uite așa, industria asta de, cum să zic eu, de cizme și de pelerine în Cluj a fost ceva de genul colosal de apreciată, epuizată de-a dreptul și probabil că atunci le-o fi venit ideea oamenilor din reportaj să facă ei cumva, dacă tot sunt pasionați de festivaluri de genul ăsta, să, știi, să introducă în peisaj cizmele pe care alții într-adevăr le aruncă. Acum am putea să zicem, bă, ce risipituri sunt aia. Bă, dacă pentru ei, știi, e ca și cum, de exemplu, ai niște cizme de un leu. Să zicem așa, știi, ai niște cizme de un leu. De când să le mai cari, că nu se ajunge geanta, ori avea domnițele gentoaie, dar nici chiar să cari cizmele cu ele, probabil că nu e foarte comod. Atunci, dacă doar un leu costă, da, facem așa o analogie, atunci dă-le în Franță, le ia cine vrea. E, și uite că s-a găsit asociația asta. Mă, nu știu mai departe, nu știu cum este reflectată realmente în presa din Anglia. Bun, a făcut BBC un reportaj, dar știi, dacă nu ești acolo, nu e foarte clar ce se întâmplă, cum percep ei informația. Poți să zică, băi, vin ăștia să ne strângă gunoaiele și le folosesc ei pe acolo, ha, ha, ha. Ar fi o variantă, de exemplu, sau mai știu, nu știu, tot felul de chestii de astea că mă pot aștepta, dar luna viitoare, aproximativ de azi într-o lună sau, mă rog, de azi în 3 săptămâni, ceva de genul acesta, mă voi duce pe acolo prin Londra, fac o inspecție. Cine, cum vorbește despre România? 1 la mână. 2. Cine vorbește despre Patarât? 3. De ce se vorbește despre Patarât? Mă rog, da, se poate vorbi, mai ales dacă dai o mână de ajutor. Acum, dacă vii și faci reportajele astea în care râzi numai partea negativă, la 1 la mână, că nici nu mi se pare că e de fapt jurnalism, și 2 la mână, nici nu e corect, mă. Hai, las. Ce e așa mare scofală? Sau ce? Asta numai la voi s-a eradicat și gata, veniți acum în lumea a treia ca să arătați cum stau lucrurile. O prostie. Și apropo de asta, cum stau lucrurile în realitate și cum sunt ele reflectate în diverse medii, ieri, vara seară, mă uitam la o fotografie, era pe Facebook. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, Bună Dimineața Transilvania. În fine, și pe pagina, pe o pagină undeva, era, cum se face așa, o poză împărțită în două. Știi, în partea de sus, cum cred străinii că sau cu ce mașini cred străinii că circulăm noi? Și erau niște mașini astea vechi, cum le zice, alea, trabanțelele alea mici. Deci niște vechituri de-a dreptul care probabil circulau prin 1900 toamna. Bun, în partea de jos,
ce se întâmplă în cu ce circulă românii în realitate. Și într-adevăr au niște mașini de astea super șmechere, gen Porsche sau mai știu eu, mă rog, mari mărci din astea de nici nu știi cât ar costa. Și chiar așa și este. Sunt niște extreme, cu adevărat. În România aveți și rable care circulă, că circulă, deci dacă circulă, de ce să le ții în garaj? Și vezi și mașini de alea super scumpe, niște scumpeturi, de nu-ți închipui de unde au bani oamenii aceia ca să cumpere. Și eu am în două categoriile de oameni, sunt români. Așa este. E, așa ne văd și de multe ori străini. Știi? Mi-aduc aminte când eram în liceu, au venit niște străini la un moment dat, trebuia să stea câteva zile, să facă nu știu ce cercetare, în fine. Au venit aia cu portbagajul plin de apă minerală și de cola. Că ei nu știau dacă noi am auzit vreodată de așa ceva. Na, asta este. Imagine. Hai să vedem câteva date despre vreme. Astăzi vremea e destul de plăcută, undeva în jur de 27-28 de grade Celsius arată maxima a fi în Transilvania. Avem preponderent cerul senin pe parcursul zilei, dar din când în când se pot strânge niște norișori. Temperatura la noapte va coborî undeva în jur de 14 grade Celsius, ceea ce zic eu e destul de plăcut pentru temperatură de noapte. 88% ar fi gradul de umiditate în acest moment, ceea ce înseamnă că sunt și ceva șanse de ploi pe parcursul zilei. Și dacă ne interesează, soarele va apune la ora 21:03. 21:03, nu am urmărit niciodată orele 21:03, cum ar veni. Soarele deja a coborât, deci e orizontul și ai soarele și care vine tic, 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 și de aici începe, cum ar veni așa, de aici începe să coboară, nu? Deci când a coborât de tot sub linia orizontului, cred că e 21:03, nu? Oricum, îmi place foarte mult faptul că ziua are mai multe ore, e mai lungă ziua, poți să faci mai multe. Corelativ, sigur, dormi un pic mai puțin, dar să fim serioși, ce ne-am născut să dormim? Hai să răsfăim un pic presa! Am mai început de mult cu monitorul, hai să luăm acum intermodalul, uite-l noi. De ce să faci un terminal cargo la aeroport dacă nu legi aeroportul de celelalte rețele de transport? Corect. Mi-aduc aminte când am fost, de exemplu, în Bruxelles, mi se părea o chestie colosală acolo. Deci unde aterizai cu avionul, da, în aeroport, de acolo puteai să cobori, luai nu știu câte trenuri în diverse direcții, autobuze, taxiul nu mai spun. Deci era efectiv un nod de transport acolo și e logic, nu? E absolut logic. Mi se pare firesc. Bun. La noi încă nu este logica asta, încă n-a ajuns. Știi, cred că e ca o modă din asta, că tot vorbeam de modă, încă n-a ajuns moda asta. Ceea ce mi se pare mie ciudat este că dacă pe vremuri nu avea cum să ajungă informația la noi, că dă, nu avea cum să, știi, să dintr-o dată, hop, top, s-a întâmplat în nu știu ce colț de lume, păi până ajunge la noi, frate, până circulă poșta, etc. Nu, acum deja le vezi, nu numai că le vezi la televizor sau, mă rog, pe internet, poți tu foarte lejer să mergi să vezi în alte părți cum este. Bun, dacă mergi și vezi cum este, nu vrei să faci și tu în țara ta la fel? Nu știu, asta este o întrebare capcană, cred eu. Aeroportul internațional Cluj va primi bani de la Uniunea Europeană pentru construirea unui nou terminal cargo în condițiile în care aeroportul a fost dat la o parte de la implementarea transportului intermodal. După ce CFR, o companie falimentară, scrie monitorul, spunea că pentru ea nu este rentabilă participarea la terminalul intermodal, acum Ministerul Transportului finanțează un terminal bimodal rutier feroviar. În condițiile în care nu aveam autostrăzi, la ce să mai legi CFR de drumuri? Cine să-i mai înțeleagă? Bun, acum, oricum am mai zis eu și de faza asta cu CFR-ul, cu căile ferate. Păi, în condițiile actuale, chiar că nici nu merită să mergi. Dar dacă un picuț s-ar pune la punct, dacă cineva ar vrea cu adevărat să funcționeze treaba asta, chiar ar putea. De, mă rog, curând ăsta e relativ, dar, mă rog, de curând, am circulat cu trenurile din Italia. Păi, de ce? Foarte plăcut, cum să-ți explic? E plăcut, ajunge size. Deci dacă a spus că stă 3 minute într-o gară, 3 minute a stat, dacă trebuia undeva să schimbe, nu știu ce, și trebuia să stea 12 minute, 12 minute a stat, dacă în altă parte era trecut că un minut are staționarul, un minut, dacă mergea, pleca la oră și trebuia să ajungă la alta, la aia ajungea, adică era foarte logic, nu? Era firesc ce se întâmpla. Bun. Și pe urmă mai e încă un lucru. Cum au fost căldurile astea,
ăsta, cum îi zice, compania transmite tot felul de comunicate, știi? E foarte cald, astfel încât trebuie să reducem viteza de circulație și vom avea întârzieri. Băi, Gheorghe, oricum are întârzieri. Eu nu înțeleg de ce nu fac ăștia programul trenurilor pe două sezoane, pe vară și pe nevară, de exemplu. Ca să nu zic neapărat vară-iarnă. În fine. Deci, vară și nevară. Vara ai un timp, pentru că e clar, eu nu știu dacă... Și că plouă două zile, iacata, ai reușit să mergi la viteză normală, dar pe urmă, restul până la trei luni, tot cu viteză înceată. Deci, ne mințim singur cum ar fi, sau ei ne mint pe noi și au impresia că noi suntem foarte happy că am fost anunțați. Și în perioada cealaltă, normală. Sau, pe de altă parte, dacă mă gândesc acum, oare iarna întârzie trenurile pentru că sunt zăpezi? Cine mai circulă cu trenul iară? Nu mai știu. Dane, când ai circulat ultima oară cu trenul? Nici nu mai știi. La mare când? Anul trecut? Vara trecută? Și în câte ore ai ajuns? 3 zile? 16 ore. La 16 ore, Dane, fiare. În 2010, când m-am întors eu de la mare cu trenul, în 2010, așa a fost, 16 ore am făcut. Deci întotdeauna, vara, de la Cluj la Constanța, faci 16 ore. De la Constanța la, nu știu, satul mare, probabil că faci la fel. De la Constanța la Oradea, probabil că faci la fel, vara. Că iarna e altă poveste. Bine, iarna nici nu ai trenurile astea cu Constanța, dar în fine. Bun, hai să trecem la un alt subiect. Tot ce trebuie să știi despre Untold Festival. Deja căpiez cu festivalul ăsta. Sper să iasă bine, că dacă nu, au îmbulinat ăștia care au organizat. Artiști în premieră și public din toată lumea sunt așteptați la festivalul Untold, care începe peste doar câteva zile, care sunt zonele de acces și restricțiile de circulație pentru toate evenimentelor. Aflăm din pagine 6-7. Am înțeles că ceva șmecher de ăștia invitați nu mai pot să vină, dar Wu-Tang Clan, dacă nu mă înșel, care erau ceva super tari în domeniul muzicii, mă rog, sunt din ăștia cu zumbi. Peste 5.000 de persoane sunt implicate în organizarea festivalului Untold, peste 170 de artiști vor concerta în cele 4 zile și mai sunt și sunt așteptați peste 50.000 de spectatori. 50.000 de spectatori, eu nu știu cum o să fie gestionați oamenii ăștia, pentru că, deci sunt mai multe scene, am înțeles. Ok, avem o scenă în polivalentă, unde sunt câte? 7.000 de locuri, parcă 7.000 sunt, câte sunt în polivalentă? Dane, te joci pe telefon, ce faci? Da, îți scrie mesaje iubitei. Foarte bine, Adrian, ești prezent aici în emisiune. Deci câte locuri sunt în polivalentă? 7.000? Cât? Cred că 7.000. 7.000, să zicem 10.000. De la noi 10.000. Pe urmă, mai e și stadionul. Pe stadion cât sunt? 35.000? Punem 40.000. A, uite, într-adevăr, uite, este socoteală, mă. Stadionul și cu polivalenta, direct 50.000. Dar mai ai și alte scene, da. Apoi mai ai și alte scene, că nu se înghesuie chiar toți în polivalente să fie plină până la refuz. Acolo trebuie să mai te zbânsui, nu? Că vin ăștia care să pună muzică, să mixeze și să dansezi. Tac, tac, tac. Acum, într-adevăr, colegul Daniel punctează faptul că sunt 4 zile pentru acest festival, dar eu cred că majoritatea care vin la toate zilele, nu? Că, nu știu, m-aș mira, sincer, să meargă doar la o singură zi. În fine, o să vedem. Așteptăm cu nerăbdare. Eu nu știu dacă voi fi pe aici, dar poate prin măcar o zi de fest. Măcar duminică, nu? Că e joi, vineri, sâmbătă, duminică. Cred. Atunci măcar duminică. Bun, și avem restricții de circulație, transport în comun disponibil toată noaptea. Se găsesc informații, acum nu le dăm noi pe toate. Controverse pe marginea expoziției Our Body, Universul Interior. O petiție care militează pentru închiderea expoziției Our Body la Cluj aport în mediul online. Zilele trecute, argumentele semnatarilor petiției se referă la faptul că expoziția prezintă peste 200 de exponate corpuri umane care majoritatea provin din Republica Populară Chineză, corpuri umane reale în diferite ipostaze, jupuite de piele, cu țesuturile și organele interne expuse. Deci ce e așa vaiure? Adică e o expoziție, oamenii văd cum arată, adică e o chestie de o oră de anatomie, nu e ca și cum i-ai omorât pe chinezii ca să-i pui acolo. Mă rog, da? În fine, unii se plictisesc. Da, hai să vedem ce zice mai departe. Semnatarii au mai spus că expoziția trebuie interzisă pentru că multe organizații non-guvernamentale acuză faptul că trupurile expuse în asemenea expoziție ar putea aparține prizonierilor executați în închisorile chineze. Bun, și treaba asta e foarte tare. Deci, eu cred că ar trebui închisă expoziția pentru că eu cred, n-am dovezi, dar cred, nu știu pe ce mă bazez, dar cred că au fost niște prizonieri oamenii și pe urmă i-au omorât și... Mă rog, eu cred
Eu cred că se exagerează puțin, dar e dreptul lor să facă petiție și sigur, e dreptul fiecăruia să-și spună părerea. Mi se pare că într-adevăr are o latură educativă foarte interesantă și cred eu chiar importantă. Deci să nu vezi numai în cărți, nu că toți zicem, băi, tot citim din cărți ne încape vremuri, hai să vedem chestii în realitate. Iar oamenii, sincer, eu nu cred că au fost omorâți ca să fie puși în expoziție. Na, asta cred eu. Și atunci să meargă în continuare expoziția. Da, pe de altă parte, eu cred că și ăștia cu expoziția sunt încântați așa, fără să recunoască. Sunt încântați că există controversa asta, că intră atunci în atenția, știi, publicului mai mult. Clujenii defavorizați de rectificarea bugetară a guvernului Ponta. Mă rog. Președintele Consiliului Județean Cluj, Mihai Seblecan, contestă procesul de rectificare a bugetului de stat ce urmează a fi supus aprobării guvernului în perioada următoare. Seblecan spune că guvernul Ponta a acționat discreționar și irresponsabil, neacordând județului Cluj fonduri proporționale cu contribuția acestuia la bugetul național. Asta de multă vreme se vorbește și pe aia de la București îi doare fix unde nu contează. Da, apropo de treaba asta cu banii și cu bugetul, era ieri un articol... Oare pe ce? Nu știu, și Angel Iulian de la gândul.info, dacă nu mă înșel, spunea că a ieșit premierul să spună, băi, voi ăștia poporul, care poporul nu are timp el să facă analize profunde, dar vă spun eu, popor care sunteți voi, popor, că e cu cifre aici și că nu are rost să... vă bateți voi capul, e prea complicat să vă bateți, ca vă spun eu. Că nu știu ce, că deficitul a fost atâta și noi am reușit să rezolvăm primele 6 luni, iată, ne arată faptul că am cheltuit mai puțin și că avem bani în plus și că cu banii ăștia putem să facem și să dregem și să dăm bani și la funcționari și la profesor și la personal auxiliar, mă rog. Tra-la-la și tot continuă acolo cu polologia asta. Și Angel Iulian sublinea faptul că, da, domnul premier, da, știți, deficitul ăla era așa calculat cam pe tot anul și a trecut doar jumătate de an și dacă noi facem chestiile astea, s-ar putea nici să nu fim în graficul ăla, să zburăm din graficul ăla. Asta zicea Angel Iulian, numai așa, pentru cei care nu se pricep foarte tare la cifre. Da, interesantă poveste. Mi-a plăcut, pe gândul.info, puteți să citiți mai pe larg, e... povestea asta. Flavius Milășan, unul dintre ultimii veniți în forul local, consilierul cu mai multe nume decât oamenii care îl cunosc după nume. Flavius Milășan. Hai mă, în pagina 5-a. Hai să vedem ce e acolo în pagina 5-a. Cu Milășan asta. Flavius Lucian Valentin Gheorghe Milășan. Ai de capul meu. Într-adevăr, Flavius Lucian Valentin Gheorghe Milășan. Deci aici cred că a fost așa un consiliu de familie la botezul lui. Cum să-l chemăm? Păi zice, eu vreau să-l cheme Flavius pe copilul meu. Probabil o fi zis mama, nu, eu vreau Lucian. Vine bunica, zice, nu, Valentin. Vine aia la altă bunică, zice, nu, trebuie să-l cheme Gheorghe. Și atunci, ca să fie împăcată toată lumea, nu pot să zic capră și varză, că avem mai multe capre decât varze. În fine, verze. Deci s-a hotărât ca pe om să-l cheme toate numele care au fost puse pe tavă, toate să fie selectate. Flavius Lucian Valentin Gheorghe Milășan. Adevărul e simpatică povestea asta cu un om care are mai multe. Mie mi se pare că un om care are 2 prenume deja are prea multe. Dar amită 4. Dar poate că pe el nu deranjează. Acum nu deranjează foarte bine. Până la urmă să-și aleagă oamenii cum îl numesc. Numai să fie el obișnuit să răspundă. Asta e. Sunt de ani buni în Consiliul Local, dar nu-i recunoaște nimeni. E campania aceea a monitorului prin care scot în evidență diversii consilieri. Mă rog, că după fapte, că după nume, că după zvonuri. Ce avere are Flavius Milășan? Consilierul a obținut anul trecut, potrivit declarației sale de avere, aproximativ 21.000 de lei de la Casa de Cultură a Studenților. 21.000 de lei de la... Deci pe anul trecut? A obținut anul trecut? 21.000 de lei de la Casa de Cultură a Studenților, iar din funcția de consilier local 6.000. El deține un apartament dobândit prin credit în localitatea Florești. Bun, asta care e un apartament în Florești, nu mai are scopal, dar... Deci de la Casa de Cultură așa mult se câștigă? 21.000, cât vine asta pe lună? Deci dacă tot anul ai primit 21.000 de lei, 21 împărțit la 12, cine are mai un calculator? Adriane, ai un calculator? N-ai? N-ai calculator? Ai calculator? Faci acolo? Nu faci? Nu faci nimic. Hai, stai că găsesc eu acum un calculator, cam aici pe telefonul ăsta deștept. Și facem așa, deci dacă avem un calculator, hai mă, calculator, sigur aveam că era pe aici. Calculator, da. Deci avem așa, 21
de mii, 21 de mii. Yeah, ce mă enervează. Îmi se face mare ca să-l văd eu mai bine. 21 de mii, așa, împărțit la cât 12 luni, da? Și asta înseamnă că pe lună a câștigat 1750, nici nu e atâta, mă. 17 milioane de lei vechi. Nici nu e atâta, nu-i. Dar cât a lucrat pentru banii ăștia? Asta e întrebarea. Asta e întrebarea. Ce a lucrat, domnule, pentru banii ăștia? Bă, da, atunci mă gândesc la o altă chestie. Stai să ștergem asta. Cum șterg oare? Habar n-am. Păi am un calculator, nici nu știu cum să-l folosesc. Bun. Și dacă, cum zice acolo, 6.000 de la Consiliul Județean, local. 6.000, 6.000, 1, 2, 3, 6.000 împărțit la 12, cât e? 500 de lei? 500 de lei pe lună câștigă un consilier local? Serios? 500 de lei pe lună? Mă, n-a fost niciodată consilier local, dar 500 de lei pe lună câștigă un consilier local? Bine, atunci nu e de mirare că li se rupe și trebuie să fie și administrator pe la ceva firmă. Bine, nu prea îmi vine mie să, poate că nu era, mă. Stai, mă, anul trecut nu cred că a fost decât jumătate, nu? De an. Sau cum a fost, nu? Jumătate de an. Și atunci dacă a fost jumătate de an, înseamnă că o fi măcar 10 milioane pe lună. În fine. Bun. Tot în monitorul pe ultima pagină, în sfârșit s-au reunit. Suporterii roșii au ținut în ședință încă de la intrarea pe teren și le-au urat succes, spunând că trebuie să lupte pentru ei și pentru viitorul lor. Echipa de fotbal Universitatea Cluj s-a reunit ieri la baza sportivă Dan Anca din Cluj, cu un lot total nou și antrenor nou. Foarte bine, să și joace. Nu știu dacă, sincer, nu-mi dau seama dacă atunci când o echipă intră pe teren, indiferent că vorbim de Universitatea, de, nu știu, Steaua, de Chiajna, care o fi, nu contează. Oare într-adevăr echipa aia joacă pentru suporteri? Numai declarațiile sună. E sigur, pentru voi ne batem, suporterii să fie alături de mine. Pe bune? Pe bune, deci când dai golul ăla te gândești, suporteri, pentru voi am făcut asta. Sau te gândești, yes, sunt cel mai bun. Nu? Cam așa, eu cred că așa funcționează. Magazin Sălăjean, un alt ziar, amenințați că rămân fără garaj locatarii din Porolisum. Lacrimi au vărsat lacrimi la ședința de consiliu. Situația proprietarilor de garaje din cartierele Zălăoane, Păcii și încă unul, dar aici să șterg, aici nu-mi dau seama ce scrie, în fine, este mai tensionată și încă departe de a fi soluționată problema asta. La ședința desfășurată luni la sediul primăriei din Zalău, s-a lăsat cu lacrimi și tot felul de probleme. Oamenii nu au vrut nici în ruptă capului să-și vadă garajele puse la pământ de primărie. Mă rog, normal că nu vor. Dar astea sunt garaje, vedem și în poze. Garaje din alea pe autorizație provizorie, știi? Adică atunci când ai obținut un garaj, în 1900 toamna, cu un cataraleon de ani, da, știi că e o construcție provizorie acordată așa de municipalitate, că, na, să fie bine, dar nu de tot. Nu? Așa e cu garajele. Cine are garaj din ăsta? E cineva pe aici care are un garaj? Adriane, tu ai garaj? N-ai garaj, tu n-ai. Ai mașină măcar? Măcar mașină ai. Dar parcare ai? N-ai nici parcare și unde ți-o pui? În balcon mașina, nu? Acolo ți-o. Unde? Lângă bloc, sigur. Pe iarba verde, sigur. După aia te miri de ce vine tanti să spună: mi-ai stricat florile. Dane, tu ai garaj? Ai garaj din ăsta cum e aici, uite. Azi îl vinzi. 3.000? Serios? Extra! 3.000 de ce stai? 3.000 de euro! Tolai! Ok, foarte tare! Stai că mă ia cu... Adică, cum să vinzi 3.000 când știi că îi... Nu, las! Așa îi, da, ai reușit tu să convingi pe cineva. Da, corect. De asta, hai să trecem la un alt ziar, Gazeta de Cluj. Cumnatul vânătoarei de corupție își vede visul cu ochii. În continuarea procesului pentru fapte de corupție al fostului inspector șef regional ISCTR Rareș Pop și al adjunctului său Claudiu Crișan, în fața magistratului a ajuns un martor VIP prin natura relațiilor sale personale cu justiția clujeană. Hilarion Botezan, cumnatul Elenei Botezan, deci ăsta e VIP că e cumnat, mă rog, fost șef al DNA Cluj, actualmente judecător la Curtea de Apel, nu a avut nicio reținere în a-și acuza cu îndârjire fostul șef, a cărui poziție ar fi râvnit-o chiar și pentru fapte pe care el însuși și le-a imaginat. Bine. Hai. Certat aici cu... cine vrea să citească mai pe larg, luăm de acolo. Informația Harghitei pe prima pagină.
premierea tinerilor fermieri care trăiesc doar din agricultură. A fost o ședință extraordinară a Consiliului Județean Harghita, în pagina 5 sunt detalii. Sau putem să citim despre faptul că în primul semestru al acestui an 33 de persoane s-au accidentat la locul de muncă. Au fost și decese. Ai, treaba asta cu protecția la locul de muncă e o treabă serioasă, nu știu cât își dau seama de importanța ei, mă rog. Jurnal Bihorean, DN76, executarea în 75. În august va fi relicitat drumul, problemă al Bihorului, iar termenul de execuție a fost fixat la 75 de zile, transmite prefectul Pop. Să vedem dacă se și termină 75. Cât înseamnă 75 de zile? Vreo 2 luni jumate, nu? Da, Unirea, 109 ani de existență a serviciului de ambulanță din România, au fost aniversați la Alba Iulia. Respect pentru cei de la care așteptăm salvarea. Am și respectul noi, așa că am obișnuit să zicem că avem respect, dar autoritățile astea de la stat li se fix rupe. Și mai avem ritmul de mel. Construcția lotului 1 al autostrăzii Sebeș-Turda începe abia la anul. Dacă începe la anul. Monitorul Express. Turnurile Brașovului în pericol. După 5 ani în care nu a reușit să scoată profit din ele, Consil Pres propune Consiliul Județean să predea spațiile de la Turnul Alb și Turnul Negru în administrarea Muzeului de Istorie, muzeul care acum are cel mai mic buget din ultimii 25 de ani. Iată, s-ar împovăra cu aceste noi obiective. Bun, e foarte tare asta, nu trebuie să... Noi găsim soluții, dar nu sunt viabile, dar noi le-am găsit. Gândul.info, donezi și câștigi un grad militar. Chiar era ieri o discuție de... Mi se pare foarte tare. Cât te costă să devii general în MAPN? Păi, nu? Facem noi niște bani acolo. Cătălin Potor, unul dintre susținătorii legii. E o inepție. Prostia asta să cumperi grade nici în țări africane nu cred că există. Sincer, nici eu nu cred că există. Dar de ce să nu dăm noi tonul, nu? Bine, formularea era cu armata să primească donații, bla bla bla. Sigur, sigur, sigur. E ca la școală, știi? Când un părinte face donații către școală. Băi, surprinzător! Și cum să zic eu, ca o coincidență, copilul respectiv chiar își trece toate clasele. Bine că după aceea o luază, e partea a doua. Zi de zi este ziarul din Mureș. Tradițiile sunt motorul către o capitală culturală europeană. Și ei se luptă pentru capitala culturală din 2021, cred. Fâncel, a doua casă pentru prințul Dimitrie Sturza. Sau, un alt articol pe care l-am găsit interesant, donează-ți părul copilașelor bolnavi de cancer. În pagina a 13-a este articolul respectiv. Societatea studenților mediciniști din Iași a demarat recent un proiect unic pentru România, intitulat Donează-ți părul copilașelor bolnavi de cancer. Prin intermediul acestuia, oricine poate dona atât șuvițe de păr, cât și bani care vor fi utilizați pentru confecționarea perucilor purtate de copiii bolnavi de cancer. Mie mi se pare o treabă foarte, foarte frumoasă. Era și o reclamă la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, cu o tânără care merge, e foarte zâmbăreață, foarte frumoasă, zglobie, aleargă pe străzi. Țineți minte, nu mai știu la ce era. Era tot pentru o campanie din asta. Și te frapa cât era de veselă. Bun, ajunge acasă. Acasă se pune în fața oglinzii, tot zâmbăreață și de jos peruca, da? Pentru că era o tânără cu cancer și pentru că făcuse terapiile respective, i-a căzut părul. Ei, atunci chiar atunci mă gândeam, zic, băi, uite-te, de multe ori noi mergem la coafor, mai ales noi cu coanele, știi? Am părul lung și zic, bă, taie-l, dă-l încolo, nu mai trebuie. Sau ăstea care se tund dintr-o dată, au o depresie, știi? Își dau tot părul jos. Ce fac cu el? Păi cade acolo, la coș cu el. Chiar ai putea să faci o treabă bună. Bine, să fie și sănătos, că așa dacă e tot roz și neîngrijit, nu ai nicio treabă, nici nu ți le-au ăia, e adevărat, da? E o chestie. Făclia. Master planul de transport al României aduce aeroportului Clujan o finanțare de 131 de milioane de euro, ok. S-a decis în coaliție ca Parlamentul să fie convocat în sesiune extraordinară în 24, 25 și 26 august. Eu cred că e povestea asta cu codul fiscal, dacă nu înșel. Da. Deci așa, se întâlnesc așa pentru a discuta cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis pe codul fiscal. Asta a anunțat președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea. Domnul Dragnea. Ponta, rectificarea e pozitivă. Avem 4 miliarde de lei în plus față de cât era produs. Cu privire la chestia asta era, cu declarația asta. A zis și Anghel Iulian de la Gândul.info. Tare m-a distrat. A fost... Faină povestea, cât este? Și 35 aproape. Ok, hai să vedem în clipele următoare ce evenimente s-au derulat de-a lungul timpului în data de 28 iulie.
În 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, fapt care a marcat începutul primului război mondial. A avut vreo câțiva ani buni de dus lumea războiul ăsta. În 1913 s-a încheiat tratatul... 13? S-a încheiat tratatul de pace de la București dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia. România obține Cadrilaterul, județele Durostor și Caliacra din Bulgaria. Și în 1804 s-a născut filozoful Ludwig Feuerbach. Mai spunem de 1854, dacă vreți, s-a născut Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne. Și în 1912 s-a născut simbolul rezistenței anticomuniste, Elisabeta Rizia. În 28 iulie ne așteaptă diverse evenimente, le putem descifra cu ajutorul astrologiei. Horoscop. Ok, bun, hai cu horoscopul ăsta, astăzi suntem într-o zi mai zglobie, mai șdurlubatică. Berbec, astăzi, dragi berbeci, veți reacționa violent dacă cineva vă stă în drum și nu vă permite să vă manifestați așa cum doriți. În dragoste, încercați să fiți mai calm și să nu faceți scandal din orice lucru. Taur. Majoritatea taurilor vor avea o problemă de familie sau în relația de cuplu. Astăzi, dragi tauri, aveți o mare șansă de a realiza un progres în situația financiară. Deci vă certați voi ce vă certați, dar măcar să iasă ceva bani. Gemeni, acum este momentul potrivit pentru a planifica cheltuielile în vederea planurilor de viitor. Este o zi potrivită pentru a descoperi o nouă abilitate chiar. Rac. Unul dintre raci ar putea fi îngrijorat că... începe un nou proiect și intervine o stare de frică, dar trebuie să vă luați în mână soarta și să nu vă fie teamă să experimentați lucruri noi. Că până la urmă e frumos, nu? Tot stai acolo în rutină. Ia să mai vină și ceva lucruri noi. Lăsați lucrurile noi să vină la mine. Leu, puteți arăta lumii ceea ce ați creat și vă puteți exprima opinii în fața altora, încercați însă să vă afirmați și să nu stați în umbră altor persoane. La locul de muncă fiți atenți și nu vă impuneți chiar punctul de vedere în mod agresiv. Trebuie așa un pic de diplomație, o privire frumoasă și galeșă. Feci de la Leu, mergem la Fecioară. Astăzi aveți posibilitatea de a decide dacă doriți să continuați relația cu partenerul dumneavoastră actual sau... nu, că o vorba aia, ori mai fi și alți potențial parteneri. Dacă ajungeți la concluzia că s-a umplut paharul, până acum, e bine, acum este timpul să puneți capăt relații. Deci, astăzi e un moment de cumpănă, cum ar veni. Îți dai seama, acum toți sunt emoționați care au parteneri fecioare. Balanță. Fiți atenți la relația cu colegii și cu superiorii, pentru că fiecare cuvânt sau acțiune vă poate afecta. Încercați să experimentați mai multe lucruri și să vă asumați noi responsabilități. Scorpion, astăzi ceea ce face sau ceea ce spuneți va avea un impact puternic asupra celor din jur. Deci în cazul în care munca este cumva legată de exercitarea de influență, va fi o zi plină de succes, mai ales pentru dumneavoastră. Săgetător, e un moment bun pentru a scăpa de lucrurile care sunt o povară. Așteptați cu nerăbdare să apară noi oportunități. Unii chiar vor trăi adevărate experiențe plăcute, de exemplu un amor, dar nu numai, așa, în domeniul prieteniei. Capricorn, astăzi încercați să nu-i criticați pe cei dragi. Aveți posibilitatea de a alege și de a face multe lucruri utile, așa că ar fi bine să le chiar faceți să fie utile. Dacă vă enervează un coleg sau șeful, nu luați cuvintele lor prea personal, că ei săracii sunt din altă zodie decât din Capricorn. Vărsător, la locul de muncă se simte o oarecare tensiune, mai ales dacă sunteți puși într-o situație intolerabilă. Aveți însă curajul să adoptați o nouă direcție în cazul în care ați ajuns la o astfel de decizie. Și ajungem în cele din urmă la zodia peștilor. Astăzi trebuie să fiți mai moderați cu cheltuielile, pentru că dorința de a vă distra vă poate aduce datorii mari în viitor și vorba aia, te bucuri acum o clipă, dar după aceea tragi aproape toată viața, nu? Zicea cineva de căsătorie cu privire la eu nu cred în așa ceva. Eu cred că o căsătorie, domnule, este o fericire permanentă. Sau nu?
Mă rog, nu trebuie să-mi răspundeți. Haideți să trecem în continuare la discuții cu invitații care, sper eu, au sosit, sunt pregătiți, aud, intră. Ei bine, am regăsit farmecul de altă dată, Clujul, sigur fiecare oraș din România, dar acum vorbim despre Cluj în mod special, chiar are un farmec și farmecul acesta nu s-a pierdut, mai cu seamă că Ucu Podicenu și Ancuța Lăcrămioara Chiș au grijă să-l readucă mereu, mereu în prezent. Bună dimineața! Seară bună! Sunteți voioși, așa mi se pare și normal, poate chiar motorul vostru este această activitate a voastră care vă place foarte mult, din câte m-am prins eu, să răsfoiți prin istorie și să expuneți în prezent. Sigur, activități cu iz retro, dar care sunt de extrem de savuroase și foarte bine primite de public. Am observat că e o terapie pentru toată lumea să se uite la imaginile vechi, să vadă străzi eliberate de noxe, să vadă trăsuri în Clujul de altă dată, să vadă mașini retro, să se bucure de reclame vechi, astfel încât credem că evenimentele de acest tip clasic prind. Chiar, da, așa este, este și sentimentul meu și, într-adevăr, când ne uităm la fotografii vechi, parcă retrăim, e un sentiment special, nu e ca și cum ne-am uitat, să zicem, la Viena veche. Ok, e interesant, dar te uiți așa doar din punct de vedere a, poate, arhitecturii, a felului în care a fost realizată fotografia. În schimb, dacă te uiți la fotografiile vechi ale locului în care trăiești sau în care sunt aproape, nu? Cei care stau, de exemplu, în Transilvania, e chiar cu totul alt sentiment. Voi de curând ați fost la Sighișoara, acolo a fost inaugurată o expoziție. Da. Cum a fost? Reclame din secolul XIX. Este o expoziție itinerantă, care am fost și la Institutul Cultural Român. Vom merge la Sibiu, la un festival și după aceea vedem unde mai suntem invitați. Da, ne-am bucurat de un real succes. Ager Press a preluat știrea, a transmis-o și apoi în toată țara, da, și ne-am bucurat de succes. Cam atât. Da, deși era un festival medieval, acest program pe secolul al XIX-lea, care sigur închisese de mult Evul Mediu, a fost bine primit tocmai pentru că a fost un început al reclamei, un început al ceea ce vedem astăzi, o industrie de advertising. Ei, lumea s-a bucurat să vadă ce înseamnă reclamă scrisă cu litere chirilice încă în România la 1848, până la încercări extrem de bine făcute, cu imagini desenate, cu primele încercări de imagini colorate, așa că, da, a fost ceva de care publicul nu aflase până atunci. Și, într-adevăr, nu s-au mai făcut expoziții de reclame pe secolul XIX. Eu câteodată stau să mă gândesc, oare când o ajunge eu, de exemplu, la 70 de ani, o să urmăresc cu nostalgie vreo expoziție cu publicitatea care se desfășoară acum, în 2015. Da, cu siguranță, da. Cu siguranță, pentru că noi am testat un astfel de proiect cu reclamele postcomuniste. Deși am pus reclame până în anul 2000, lumea rămăsese șocată pentru că nu-și mai amintea sau își amintea foarte puțin despre reclamele respective și compara întotdeauna cu ce e acum. Sau își amintea cu drag. Sau chiar din primele reclame după 1990. Chiar au fost, într-adevăr, campanii care au fost de impact atunci și acestea sunt cumva, nu știu, ca niște etichete, poate, pentru... Deși de o calitate îndoielnică la început. Erau mult mai profesioniste cele dinainte de 89.
decât cele din 90 până în 95. Da, cele din 90, 91, 93 erau groaznice. Da, era. Și hârtia pe care se publica era... Da, era de proastă calitate, sigur. De unde faceți documentarea, de exemplu, pentru expozițiile acesteia? Avem și o colecție proprie, avem și colecționari la care apelăm, arhive, biblioteci, o grămadă de instituții și persoane care până la urmă fac ca un eveniment să iasă bine pentru publicul larg. Am primit un cadou, sunt foarte încântată de asta, e o carte, iată, fermecătoare, aș vrea să spun eu, da, un album în care regăsim aceste locuri vechi, da, despre care povesteam și îmi dau seama cât de mult contează să știi cum a fost mai de mult și să faci comparație cu ce e acum și sunt convinsă că mulți fac acum comparație, mai ales când se lucrează foarte intens în Cluj, cu atât mai mult fac comparația respectivă și uite, avem și fotografii cu sepia, mă rog, alb-negru cum ar veni, să zicem așa, pe într-un limbaj mai banal, cu Clujul. Pe avem care, câteva pagini chiar și cu perioada comunistă, câteva, 5. Dar cum erau defilările? Defilările de 1 mai, pentru că sunt deosebite. Și în mod special noi facem aceste, suntem la al treilea volum de istoria Clujului în imagini, facem pentru clujeni și pentru neclujeni. Deci cei care s-au stabilit pe aceste meleaguri mioritice să învețe. Când trec pe lângă o clădire să se treacă cu respect, să se uite cu respect, când intră într-o biserică care este de 700 de ani, sau care, ce puțin când trec prin fața ei, să zic că da, stau în Cluj și sunt fericit pentru acest lucru. Foarte mulți nu cunosc istoria Clujului. Drept este. Eu sunt din categoria celor care au venit din altă parte și s-au... Din ce 90%, da. Mă rog, o fi, într-adevăr, 90%. Și de asta cu atât mai mult îmi plac astfel de acțiuni, evenimente, da, care să ne introducă și pe noi, care, mă rog, așa s-a întâmplat, să nu fim de aici, dar să vrem să rămânem aici și prin asta cumva e și un fel de... cum să spun, un fel de dovadă a faptului că suntem îmbrățișați. N-am venit aici și suntem împinși pe urmă cu furca, hai, plecați, plecați, plecați. Nu, ați rămas aici, ați rămas aici, haideți să cunoașteți mai bine. Să și învățăm ceva împreună, exact, da. Exact. Asta este ideea. Am și un calendar semn de carte, da, care iarăși foarte frumos arată. Da, și avem aici cu diverse locuri. Putem să găsim undeva astfel de... În librării. Se, în librării se găsesc? În librării, da. Iată. Se mai găsesc. Imagini cu Clujul de altă dată și biciclete de altă dată pe Verso. Pe... unde? Aici? Da. A, deci e... Și bicicliștii sunt tot de altă dată și tot din, da, Cluj. Da. Asta este parte dintr-o altă expoziție cu bicicliștii, da, pentru că, da, ați făcut la un moment dat și, da, expoziția bicicletelor. Biciclete vechi, da. Am avut și exemplare din perioada interbelică și ne-am bucurat împreună. În zilele următoare se deschide o, da, nouă expoziție. Exact, de mâine vom avea o nouă expoziție la Casa de Cultura Studenților, la etajul 1. Expoziția se numește Între Trepte. Este o nouă simeză a Clujului și unde vă invităm cu drag să vedeți imagini deosebite din albumele noastre. Tema între, adică titlul acesta Între Trepte mă este face să mă gândesc la totul Clujului de altă dată. Da. Galeria este Între Trepte și vom prezenta imagini cu ștrandul, cu trăsuri, cu locurile de altă dată. Patinaj de altă dată din, da, parcul cetar. Deci absolut tot frumoase. Ce înseamnă imagini o promenadă care să bucure imaginară. Sufletul vizitatorilor. Voi veți fi acolo ca să spuneți și povestea dincolo de imagine? O să încercăm să spunem, să fim acolo mai mult. Pentru că, cu adevărat, cred că povestea aceasta completează ceea ce transmite imaginea. În și general precum, suntem, când sunt expoziții, spunea... da, dăm explicațiile de rigoare. Lumea întreabă foarte multe lucruri și le răspundem. Cei care sunt din Cluj, într-adevăr, au propriile amintiri cu privire, da, la fiecare loc, dar ceilalți poate vor să știe. Da. Sigur, și-au prins foarte multe schimbări ale locurilor respective. Dacă acolo arată Piața Unirii la începutul secolului sau în perioada interbelică sau chiar la sfârșitul secolului al XIX-lea,
Domnul Bodiceanu, de exemplu, va putea completa și cum s-a transformat și cum era în perioada comunistă și cât de frumoase erau... Da, că m-am născut în secolul XIX, știu mai multe. Amenajările florale din Piața Unirii, deci... Povești vor fi, plus da. Că fiecare imagine va fi etichetată astfel încât lumea va vedea care este obiectul, perioada, da, perioada. Care s-a făcut acele imagini. Ce părere aveți voi de chestiile astea digitale, tehnologia asta modernă? Mie îmi place. Cu... Da. Asta. Acum da. Mi-a venit în minte o întrebare. Oare pe când o să avem o expoziție, da? Mergem, de exemplu, Clujul de altă, da? Farmecul Clujului de altă, sau oricare, reclamele, în fine. Și să mergem, știi cum sunt dispozitivele alea cu cod QR? QR? Da. Mergem și când punem telefonul acolo, pac, ne apare un fișier cu întreaga poveste. Bine, asta este o metodă de a da detalii folosită în foarte multe din muzeele din străinătate pe care le-am văzut. Nu știu în România dacă sunt sau nu, habar n-am, dar ultima care îmi vine în minte a fost la Muzeul Van Gogh, de exemplu, unde chiar aveam un fel de dispozitiv din asta ca o mică tabletă și când ajungeam lângă un tablou, de exemplu, cu numărul cutare, dădeam click și pac, se deschidea acolo și aveam chiar dispozitivul cu căștii, ca și cum cineva da. Ne spunea poveste. Poate că așa ceva ar trebui muzeele să... Muzeele din Occident au astfel da. De dispozitive. În România, deocamdată, sau instituțiile din România nu dispun nici de tehnică și nici de fonduri ca să accesăm astfel de programe. Dar, într-adevăr, dincolo sunt de la Muzeul Van Gogh, cum spuneai, până la Muzeul Ciocolatei și astfel de chestii în care e o... plimbare interactivă în viața și în perioada respectivă. Momentan ne bucurăm, deci avem și momentan putem da explicațiile de rigoare și da. Ridicând privirea la simeze. Și... Oricum, într-adevăr, asta este punctul central și cel mai important dincolo de poveste, faptul că vedem vedem ce a fost, cum a fost și de acolo, într-adevăr, că ne spune cineva sigur. Că avem pe un dispozitiv, că citim, sunt secundare, dar eu vă urez multe astfel de evenimente. Vreau să menționez că această expoziție este realizată de către Casa Municipală de Cultură și Asociația Clujul de altă dată. Care de câțiva ani încoace de chiar organizează o grămadă de lucrăm împreună, avem o colaborare care se pare că e de succes. Iar lumea când vede acele imagini le compară instinctiv cu cele de azi și spun, vai, așa arăta palatul, vai, așa arăta strada. Aveam la un moment dat și asfaltarea Pieței Unirii din 1936. Era același balamuc care e acum pe străzi. Lumea crede că toate construcțiile se fac bătând din palme. Ei bine, nu. Fiecare epocă are... bulversările de moment atunci când se realizează ceva. Și într-adevăr, de fiecare dată când e balamucul, așa cum spuneai tu, ai impresia că e cel mai mare balamuc. Da. Poate că dacă am intrat în 1930, cum spuneai, atunci am zis, băi, niciodată nu se poate să fie un balamuc. Dar după aceea ne-am bucurat. Sigur, sau când s-au dărâmat construcțiile din jurul Bisericii Sfântul Mihail și atunci era praf, era mizerie și era sfârșitul secolului al XIX-lea când s-au degrevat toate acele case, căsuțe, pentru ca biserica să fie vizibilă. Ei, mulți s-au opus atunci, cum să se strice atâtea, dar se pare că pe viitor un obiectiv foarte bine situat în inima orașului este mult mai vizibil și mai plăcut decât înconjurat de astfel de case. Da. Deci transformările au fost întotdeauna vizibile, dar... Și-au durat mai mulți ani decât acum, sigur. Pentru că tehnologia permite acum să ne mișcăm mai repede. Unele se mișcă repede, altele, chiar dacă tehnologia ar permite, intervine factorul politic de multe ori care atunci nu era traficul care este acum, nu încurcau atâtea mijloace de transport, nu încurcau atâta lume, zeci de mii de oameni, dar... se pare că era un deranj și atunci. Așadar, expoziția următoare din Cluj o putem vedea la Casa de Cultură a studenților. Da. Începând de mâine. De mâine. Da. Mulțumesc foarte mult și să fie cu succes toate celelalte. Toate aceste volume pe care le-am scos noi, inclusiv calendarele, le-am făcut cu sprijinul primăriei municipiului. Mă bucur că s-a implicat în astfel de acțiuni. Da, și vreau să le mulțumesc pe această cale.
Mulțumim primării și pe mai departe la cât mai multe. O zi foarte frumoasă să aveți în continuare. Noi ne reîntâlnim mâine, începem cu ora 8 și astăzi ne auzim de la ora 10 la Napoca FM. Toate bune! We'll be right back.